We have iced macchiato, iced coffee, American coffee. Așa îi întâlnesc Roy și Anastasia pe toți clienții care pășesc pragul patiseriei lor, cu zâmbetul pe buze și mereu optimiști. De aici nu poate lipsi steagul Statelor Unite, muzica americană, dar și prăjiturile preferate de americani. Totul este foarte bine aranjat. Anastasia se ocupă de bucătărie, întrucât a lucrat mai mulți ani bucătar, iar Roy are grijă de restul. Ăsta, respectiv cheesecake-ul, este New York style. Are gust cu un pic de gust de lămâie. Asta și este specific cu cheesecake-ului new-yorkez, New York style. Oamenii vin anume aici să mănânce prăjituri și să se simtă mai aproape de tărâmul viselor. Chiar spiritul american se simte aici. Îmi place mult. Povestea lor de dragoste a început acum 3 ani la New York, unde s-au cunoscut întâmplător, într-un restaurant. După un an, americanul și moldoveanca și-au oficializat relația, iar de atunci nu s-au mai despărțit. Și pentru că Anastasia este singurul copil al părinților săi, a decis să revină acasă. Iar Roy a renunțat la serviciul de polițist în Statele Unite și a venit după ea. Imediat au decis să deschidă o afacere cu banii câștigați în America. Nu a fost ușor, spun ei. I cannot say that you can have the same profit as you can have in America. But yes, you can still live better over here. Mai în glumă, mai în serios, Roy deja se consideră moldovean. După un an și jumătate, spune că se simte aici ca acasă, deși mai întâlnește dificultăți. It takes me only a few seconds to count $1,000. It takes me a minute to count 1,000 lei, because I still get confused which one is 50, which one is 10. Bucuroasă că are fiica lângă ea este mama Anastasiei. În plus, a ales și cu un genere exemplar. Chiar dacă vorbesc limbi diferite, se înțeleg. Ce îți spune asta, domnule? E un bărbat bun? Da. El mai mult îmi vine ajutor când mă simt mai rău, mai scârbită, mai mult îmi vine ajutor, vine și mă cuprinde decât fiica mea. Acum, Roy și Anastasia vor să facă o nuntă moldovenească, acasă, să aibă mulți copii și, de ce nu, să mai deschidă o afacere. I don't regret it, no. I like the city, I like the country, I love the people, I love everything about it now. I, in fact, love Moldova more than my own wife loves it.